Salutare tuturor și bine m-am regăsit la... Nu vă lăsați păcăliți, astăzi nu îi zice IGDLCC, îi spune informații faine despre călăreț și elefant. Pentru că suntem la acest proiect special de 1 aprilie, îi spunem Marea Păcăleală, dar ar fi trebuie să fie probabil între ghilimele și alături de mine în studio se află uh, cei doi complici, împreună cu care am făcut deja încă două interviuri, pentru care o să lăsăm link mai jos și o să și spunem despre ce este vorba, dar trebuie să-i prezint că arde nerăbdare să vorbească Mia Morar și Paul Olteanu. Salut, salut George, salutare. salut Paul Salutare dragilor Băi, Paul a mai fost aici dacă n-a venit Mihai da, mă, E altceva, e o navă spațială Plus că e la mine în cartier, adică e mult mai aproape de casa mea decât <laughs> De casa oricărora dintre noi da. La un jogging așa scurt te oprești, faci un podcast, te duci mai departe Foarte frumos, închiriați cu ora? Da, dacă e nevoie închirim și pe gratis Că de-aia se numește Cavaleria Hub Da, clar Urmă. Dacă vrei o carieră să știi în content, poți să vii să te învățăm. Cred că avem de învățat fiecare de la fiecare <laughs> și apropo da, de asta. Aici, ce politician bun! Da mă! Și, și adaptabil și... Și fii atent, vă vă apropo de asta, da. tu ești cel mai bun exemplu Așa. pentru sensul celor de-al treilea episod din colaborarea noastră, da. în care o să vorbim despre lucruri pragmatice. Pragmatic. Exact. Ce înseamnă colaborare? Iar cred că exact. Cavaleria Hub mi se pare cea mai bună cea mai bună, ăștia... nu, cea mai profitabilă, dar cu siguranță cea mai interesantă. Ajungem și acolo. Așadar, suntem în acest proiect în care ne-am uh, zis să demascăm din de 1 aprilie, mitul acela în care uh, se moară capra vecinului, mai bine uh, dai, dai țeapă el. decât să iei, fiecare so, pentru el, toate... Poate să-ți fie bine singur. Exact. Uh, și încercăm să demonstrăm că putem să facem ceva împreună, uh, de bună voie și nesiliți de nimeni, o facem efectiv pro bono, de amorul artei, dacă vreți, și încercăm să vă aducem față un experiment cu trei oameni care, deși sunt relativ lideri în domeniul lor și n-ar avea nevoie de mai multă promovare, s-au gândit că n-ar fi rău să facă o chestie împreună. Așa cu tine. Și cu tine, și cu tine. Și, și, și cu, tine cu tine, și cu mine. Am început la Paul în studioul lui, am inaugurat studioul Mind Architect. Pentru care vă mulțumesc, a fost uh, o zi în care am resimțit emoții, așa după o grămadă de tras, au doar audio, la asta video a fost uh, cu miza cea mai mare posibilă și mulțumesc că am făcut asta împreună, mă bucur. Și când este emoționat, Paul vorbește mult, <laughs> o să-l vedeți. Eu. Și când nu e emoționat, vorbește mult, deci... <laughs> Dar vă încurajez înainte să vedeți acest episod, care este al treilea din serie, să mergeți să vedeți primul episod din studioul Mind Architect, în care am vorbit despre fundamentul psihologic, partea de copilărie, cum construim încredere și toate lucrurile astea. Și apoi ne-am mutat pentru și mai multe emoție, la fain și simplu, unde Mihai a scos din noi și ce nu voiam să spunem, dar a trebuit eu după aia să-i dau un mesaj și să zic, auzi, scoate -t t chestia, taia, aia, că... -a -a... -a -a... -a -a mesaj. Nu, eu sunt ok. Deci pot să o las. -o... Vedem, da. Perfect. Deci are un talent, ai să scoate din tine chestii pe care nu voi neapărat să le spui. Nu mă, dar tot au rămas chestii foarte tari, chiar și cu aia scoasă. Da. Bine, ideea care n-am vrut, -am vrut să mai fac încă niște prieteni în perioada asta, cam am destule. O prăjitură. Mihai, da, exact, nu? exact, Exact. Și exact, ne-am adunat aici pentru desert. Așa. Am venit? Exact, exact, exact. Yes. excelent. În sfârșit, cineva a spus cuvântul. <coughs> Hai să depășim însă momentul cu desertul, să ne întoarcem la încredere. Pentru că astăzi eu suntem cu toți aici ca să ducem un pic povestea mai departe, după ce am vorbit în primele două episoade despre diferite moduri în care ne putem uita la încredere în viețile noastre profesionale și private, am, am zis eu să o duc către business. N-ar fi fost rău un onețiu aici să ne mm -hmm. învețe el pe toți trei, dar poate reușim și noi. Omul e un pic ocupat. Aș fi vrut să vi-l aduc. Mai ales zilele astea? Mai ales zilele astea. E un pic ocupat. Dar cred că am putea să abordăm un pic lucrul ăsta și să vedem totuși... Noi nu suntem experți, dar fiecare dintre noi suntem totuși oameni de succes. Da? Ne este mai bine decât ne era cu un an, doi sau trei. Mm -hmm. Uite, Uite, bună întrebare asta. Nu mi-a mai pus-o de foarte mult timp. Și răspunsul este da. Mi-am pus-o la un moment dat în timpul, cam pe final așa de pandemie, deși atenție, pandemia nu s-a terminat. <gână> nimeni n-ar fi crezut? Da, doar un pic ne-am relaxat uh, și da, mi-e mult mai bine decât înainte. Și pentru sine, eu cu mine, cum mă simt și relațiile pe care le am, chiar dacă s-au mai infiltrat, pentru că știu că ție ți îți plac filtrele, de toate, felurile. de toate feluri, Da, de toate, felurile. E toate psihologice. Eu filtrez apă, aer, chestii de astea. Azi noapte am schimbat filtrele de aer acasă. De. Da. Deci... Știi că la noi în cafea e o vorbă filter coffee, not people. Ba da. Filtrează și cafeaua, dar filtrează și oameni. Ai ajuns să filtrezi un pic. Cred că și vârsta mă ajută, adică am împlinit 40 anul trecut și... Și, și avem aceeași vârstă? Eu ți-am mai spus și la mai înainte că te bănuiesc că am terminat liceul cam în aceeași perioadă. Așadar, tu, Puiuț, ce faci? Cu ce ai venit? Nu pui... <gântu -i gântu -i> deci. deci. cu ce Împreună, aveți împreună, trece, împreună trec în 200, în da. înseamnă. Da. Băi, la mine legat de întrebarea asta, e ce am povestit și la Mihai. De când au apărut oamenii ăștia în viața mea care fac echipă la Mind Architect, viața profesională e infinit mai bună, iar în cea personală noi ne apropiem încet, da, sigur, și de subiectul copil. Deci încă e bun, aș zice acum, încă am timp să fac podcast-uri, voi știți mai bine cum e, Mihai e campion. O, o, o să le faci bine și, și după aia, o să ai, o să ai motiv să pleci de acasă. Da, și pentru mine, cumva, uite, apropo și de ce spune Mihai, o bucurie și faptul ăsta, că pe cât de ocupați suntem fiecare dintre noi, am reușit să petrecem timpul ăsta împreună și să aflăm mai multe din ce face fiecare, o, din cum face fiecare. Mie mi-a plăcut că și după interviul nostru din studio de la Mind Architect... După. Am mai stat două ore la povești, și asta e, e partea orătură. cea mai faină. Cum poți să aduc o chestie de treabă împreună, și după aia, în timpul liber, Pe în cum ziceam, că adevăratul interviu a început după. Exact. Da. Am putea să ne punem așadar la câte o șezătărnă noastră și să vorbim, dar astăzi ne-am propus să vorbim despre încredere într-un sens un pic mai pragmatic. Dacă am vorbit despre emoție, dacă am vorbit de cum ne structurează și toate partea asta, aș fi vrut să o ducem într-o zonă în care să îi ajutăm pe cei care se uită la noi să învețe din experiențele noastre. De antreprenori, de oportunitate mai degrabă. Că nu cred că niciunul dintre noi, cu mici excepții pe aici, am făcut școli în care am învățat vânzare, management și uh -huh. chestii de felul ăsta. Noi trebuie să le învățăm la locul de muncă. Dar, indiferent de unde ne-am uitat, toate businessurile noastre cred că lovesc în același loc. Noi suntem businessuri care vând încredere. Și cred că tocmai uh -huh. asta e capitalul pe care trebuie să învățăm să-l observăm și să-l protejăm, pentru că încrederea asta e cel mai greu lucru de câștigat și cel mai ușor de pierdut. Pare un turism așa când îl spui, dar este mai, mai profund dureros de adevărat ca niciodată. Uh -huh. Pentru că vorbeam noi și în interviul anterior... Poți să ai în spate un istoric în ăsta în care am făcut și aia și aia și aia și, și vine o zi în care o, o, comiți. o comiți. Și cum facem să construim această relație de încredere care se reziste și în astfel de perioade? Poate aici aș avea eu nevoie de o lecție, că nu sunt cel mai bun să dau. În astfel de perioade până și businessurile sunt puse în situația de a-și reconfirma încrederea oamenilor. Și mă uitam la ce val de hate a fost împotriva companiilor care s-au retras prea lent din Rusia, nu știu dacă hmm. ați observat, am ajuns la un cancel culture pe internet și multe au ajuns să reacționeze la chestia asta. Și mai vorbeam înainte de interviu și ce fel de business-uri trăiesc doar din încredere și care depinde încredere. De unde o apucăm? Cum începem? Mai să structurăm un pic păi, ideea uite, asta. eu o să vă zic că am povestit un pic și în primul episod în cel din studio de la Mind Architect, dar aduc acum în discuție ce date avem despre ce produce încredere. Sunt patru cercetări diferite. Uite, mi și pregătit aici să le listăm rapid. Sunt făcute așa. Una din ele este făcută de trei cercetători numiți Susan Fisk, Amy Cady și Peter Glick. Oamenii ăștia au studiat universale ale cogniției sociale. Sună mm -hmm. complicat? Compos. Da. Pe scurt, e care sunt lucrurile pe care noi le evaluăm unii la ceilalți când ne întâlnim în primele secunde de întâlnire? Și sunt două dimensiuni universale, nu contează vârsta, nu contează cultura, nu contează genul, sunt două lucruri pe care le evaluăm instantaneu. Una dintre ele e căldură. Și căldura asta se referă la dacă îmi vrei binele sau rău. Bună intenție sau uh -huh. reintenție față de mine. Warmth. O descriu eu în cercetare. Și ailaltă e competență. Dacă îmi vrei binele sau rău, dacă poți să-mi faci bine sau rău. Uh -huh. Cuvântul căldură poate fi asociat cu ideea asta de bună intenție sau relație pozitivă, cum am mai vorbit în altă cercetare, și competența cu putere. Dacă ai capacitatea să-mi faci bine sau rău. Asta e prima. Richard Barrett, alt cercetător ăsta, a studiat toată viața valori. Toată munca lui era o grămadă de cărți, sunt în jurul valorilor, ce înseamnă ele pentru noi, cum evoluează în timp. Surpriză, vine cu două perspective și el, tot doi piloni pentru încredere. Sunt caracter, care poate fi spart în mai multe părți sub componente, dar e tot în esență despre ideea asta de moralitate, integritate, etică, în vrei binele, în vrei rău și cuvântul ăla alt, e identic cu ce au cercetat și ceilalți, competență. De okay. ce ar ajungem aici? A treia cercetare, care a fost făcută de Denis și Michelle Reina, despre care noi avem și un episod în Mind Architect, despre încredere, oamenii ăștia sunt cuplu și au studiat toată viața lor ce produce încredere în interiorul organizațiilor. Ăsta e chiar pe Mediu Business, apropo de ce poveste, și sunt tot trei: caracter, deci la fel ca la Barrett și la fel ca la uh, cei trei cercetători de sus, plus competență iară vedem că toate drumurile că am duc la Roma și mai aduc una în plus în discuție pe care o și uh, privesc ca element separat și anume calitatea comunicării. Adică uh -huh. exact ca într-o relație de cuplu eu pot să-ți vreau binele, pot să mă pricep să-ți fac bine, dar din cum comunic cu tine în loc să construiesc relație să o fac praf. Uh -huh. Apropo și de uh, situații pe care noi le-am trăit fiecare dintre noi de la masa asta în care o bună intenție din cum am comunicat-o a perodat relație sau a produs probleme în loc să construiască. Și a patra, ca să avem tot toată lista asta clară, e aia de care am vorbit și în studio la Mind Architect, The Three Elements of Trust. este un articol apărut în 2019 în Harvard Business Review, unde Jay Zenger și cu Jay Folkman, așa îi cheamă pe cercetători, au ajuns la concluzia că tot trei piloni are încrederea studiind 87.000 de oameni. Rapoarte 360, ei iar au studiat okay. business de la 87.000 de lideri. Și astea sunt așa: relații pozitive, care era și cel mai important, cântărea cel mai greu, am povestit noi acolo. După aia, bună judecată sau competență, deci iară să pupă uh -huh. exact cu ce ziceau și -și, -și, alți, și consistență pe care noi am zis că o denumim în română mai bine, consecvență. Consecvență, consecvență exact. în acțiuni. Și acum dacă luăm toată cercetarea asta și încercăm să-i vedem firul roșu, unul e că primul lucru pe care le evaluăm unii la alții dacă interlocutorul ne vrea binele sau rău, bună intenție. Și asta poate să Bună însemne intenție percepută. Percepută. Numai de percepție vorbim că... Că nu poate să fie neapărat adevărată. Noi nici nu operăm cu adevăr. Noi operăm cu percepția noastră despre ce se întâmplă în exterior. Derulam în minte un episod recent în care un prieten a fost pur și simplu abordat pe stradă de un băiețel care părea așa super naiv, dezorientat, dacă poate să-i zică un cotros să ajungă, știi? Și în spate, colegul lui l-a furat pe prietenul ăsta. Eu am dat tot așa 100 de lei, nici nu mai știu când eram în facultate, erau toți banii mei unui om care îmi spunea că ia s-a spart baia de ulei cu mașina în drum, soția, soția însărcinată, mi-a dat de, -a făcut de telefon. Deci s-a câștigat în Aia e treaba. De, am simțit că nu vrea metoda rău. Metoda apartamentul, metoda accidentul, metoda, știi, aici la benzinările de la Miorița mereu erau mașinile de Arger și de Giurgiu. Trase. Dar rămase fără benzină, ani da. de zile apropo de încredere. Și care e beleaua aici? Că dacă trăiești genul ăsta de situații, fie cu metoda apartamentul, fie cu dau 100 de lei, ți-o dau până diseară, am nevoie de benzine, soția însărcinată, genul ăsta de experiență, odată ce trăiești trădări pe pilonul ăsta cu uh, relații sau bună, cu relații pozitive, creierul nostru nu uită astea. Noi producem asocierile astea emoționale și aici e de că fapt beleaua. mare. Da, truismul ăsta, că încrederea să câștigă greu și să pierde ușor, are fundament neuroștiințific pentru că noi cântărim de 3-5 ori mai greu. Da, da, aia nu, aia nu cred că e încrederea, e mai degrabă compasiune, milă, mm. știi? Da, dar și înșelată. Pentru că și foarte este este milă nu, nu Ai. ajută pe refugiați acum pentru că au încredere în ei, ci pentru că ei au nevoie. De, de compasiune dar efectul psihic, asta vreau să scot în evidență e cam la fel, chit că eu te ajut din compasiune, că simt durerea cum uhum. povesteam noi, mă uit la tine îți simt durerea, vreau să mobilizez ajutor în direcția ta, vreau să fac ceva să te ajut, dacă după aia încrederea mea e recompensată, faptul că te-am ajutat e recompensat, îmi spui mulțumesc de exemplu uhum. sau trăiesc ceva care îmi dă un feedback pozitiv emoțional e pozitiv reinforcement, uhum. e întărirea reflexului ăstuia la nivelul psihicului meu să continui dacă dau încredere, și încrederea mea e înșelată, și vedeți în mediul business, George, apropo de uh, pragmatism și de zona asta, e momentul în care, de exemplu, eu, ca manager, ca șef de echipă, am încredere în colegii mei cu ceva, nu controlez, nu verific și iese prost. Da. Și în momentul la reflexul emoțional, și aici. E de uitat și de dat overwrite, de suprascris. E că data viitoare te verific. punem în copie, dăm să văd, nu trimite fără să văd eu sau și mai rău, pur și simplu nu te mai las să faci chestia aia, o fac eu. Și aici eu, eu dacă mergem în mediul business unde noi, cel puțin în echipa mai cred că 70-80% din timpul nostru acolo investit în lucru cu companii. Vedem că e, un, e o spirală oribilă la care se ajunge, pentru că. Care nu duce în sus. Duce în... Băi duce în burnout. Adică duce, duce, în cel mai îngrozitor spațiu burnout și condiție medicală din 2019. Doamne pentru aștept. că eu n-am încredere, aia mă face să te verific, să mă încar cu munca ta, să preiau din tascurile tale ca să iasă treaba bine. Că avem și nevoia asta să fim premianți, să, iasă, să ieșim primii. Și după aia colegii care trăiesc genul ăsta de interacțiune cu noi un an, doi, trei, în care eu te verific tot timpul, nu mici nimic fără mine, eu să spunem capăt încredere după doi ani, Ajung zic, bai ba, că colegii mei... L-am cimentat, -o... acum o să meargă pe... Plec cale. în vacanță și în timp ce sunt în vacanță îmi sună telefonul tot timpul. Auzi, Paul, e ok să fac asta? E în regulă să trimit asta? Pentru că eu am produs genul ăsta de condiționare mm. în colegii mei cu tot controlul ăla pe care l-am exercitat 2-3 ani. Același lucru îl vedem și la copii. Dacă eu, de exemplu, am reflexul ăsta să verific unde ești, când vii acasă, nu face aia, asta e că spun eu cum Apropo, să faci. Apropo, paranteză. Ați observat că cele mai multe mame... Sau iubite, soții, când sună prima oară, nu întreabă cum te simți, se întreabă ce faci, unde ești. Care? A, și încă maica mea m mai întrebat asta. <laughs> și dacă am mâncat. Asta cred că la noi e universal, este metoda universală a mamelor de a exprima iubire. Ce faci mâncat, unde ești, și dacă ai mâncat. Ce vrei să-ți aduc, ce vrei să-ți fac de mâncare. Da. așa să ne mutăm la Mihai. așa să știu... Tu cum folosești chestia asta în business? Ai încredere sau nu ai încredere de obicei în cei care lucrezi și cum faci să gestionezi chestia asta? Pentru că, la nivel teoretic, toate bune și frumoase. Paul ne-a zis teorie, a mers în companii, a văzut că nu e așa cum zicem. Zim pe bune, cum e la tine? Acum, dacă vorbim despre radio, că până la urmă asta e activitatea mea principală și aici mi-am pus... Mă interesează partea de radio că știu sigur că e organizată. Cea mai multă energie în ultimii Iată, 13, 13 ani, iar tot ceea ce am făcut pe lângă că e podcast, că au fost ani de televiziune, că e cafenea sau orice altceva, mm -hmm. au fost uh, uh, venituri colaterale. Dar radioul a fost uh, ener energia mea uh, primară. Ok. Și încă, încă de când am plecat în, în drumul ăsta cu, cu radiozu, uh, când am primit oferta asta, evident, pentru că așa era obișnuită piața, a, vin două vedete, deschid un radio, mm -hmm. îi punem și șefi. Și având cumva exemplele din, din urmă, failurile din urmă, primul lucru pe care l-am zis, am zis că nu vrem să nu vrem nicio funcție în radio. Oh! Că am făcut greșeala de a soc. primi o funcție <laughs> în următorii ani, da, când s-a deschis ZTV, canalul, mm -hmm. canalul muzical, care oricum e unitate de business separată de, de radio. Dar mi-a revenit repede și mi-am dat seama că nu s-a acolo. Și o să spun și de ce nu Ai refuzat e mea. să fii șef? Da, am refuzat să fiu șef, dar am făcut-o dintr-o intuiție. Acum am și o explicație. Așa. Asta nu înseamnă că nu m-am implicat foarte mult. Adică din tot ce înseamnă viziune, campanii de marketing, grile de programe, ce vrei tu. Chiar foarte, foarte mult, pentru că încerc cumva să să mi adun energia și pentru alte proiecte în momentul ăsta. Am refuzat pentru că așa am simțit, am simțit în, în stomac, i-am mm -hmm. zis intuiție. Și mi-am dat seama că eu nu sunt bun la, la munca în detalii neapărat. Știi, sunt, sunt două feluri de. sau, de, de fapt, sunt mai multe feluri de distanțare psihologică uh -huh, față uh -huh, de. Uh -huh. De la abstract la concret. E și măsurată chestia asta. Uite, doar rapid, exact. zi, dacă vor oamenii să măsoare, pe 16personalities.com uh -huh. e un test care măsoară patru dimensiuni. Una din ele e dacă ești intuitiv sau senzorial. Uh -huh. Intuitivii sunt oameni care privesc de sus și au nevoie să vadă imaginea de ansamblu. Uh -huh. Senzorii au nevoie să vadă detalii și își construiesc imaginea de ansamblu din detalii. Eu sunt bun pe distanțarea asta, pe interpretarea abstractă. Uh -huh. Știi? Adică văd the bigger picture. Uh, nu, când mă uit la un radio, nu văd niște microfoane și niște ni niște monitoare și un playlist văd ce ar putea să ajungă radio ăla. și așa am, am văzut stadioane pline și am făcut forța ZU mie Știi? nu mi-a să cred că voi ați putut umple stadioane, jur, deci crezut, prima oară mi s-a părut fake chestia aia. Zis, bă, nu se poate în România, cum să umpli sta, un stadion, nu mai, nu mai reușea nimeni să umple stadioane cu nimic, nici măcar fotbalul e, între timp au apărut nici naționala Apro, festivalurile, da. Dar cred că am dat un curaj până la urmă și, și industriei cu evenimentele astea. Deci, eu, eu sunt bun la abstractizare. Știi? Uh -huh. Dacă mă pui să, să lucrez pe detalii, obosesc uh -huh. foarte repede. Și, de altfel, sunt și studii care spun că, în mod normal, ar trebui să facem și. și, zoom in, asta, și, zoom, out. și zoom in, și zoom out. Ăla, până la urmă, este ar fi angajatul ideal. Da, aici e mișto de luat în calcul e că noi avem preferințe naturale pentru una sau alta dintre astea. Adică ai, ești ca o mașină care ai o zonă de eficiență. Eu pot să fac la nevoie și partea ilaltă. eu sunt fix în filmul tău, eu am preferința asta N foarte pronunțată, okay. eu am nevoie să înțeleg imaginea de ansamblu, cum să leagă lucrurile, îmi pierd energia la detalii. Pot să gândesc, de exemplu, în ce facem noi o structură de episod sau de curs, dar în momentul în care trebuie să fac slide-urile, unde e bullet point-ul, unde e grafica, da. eu consum extrem de multă energie cu asta. Problema e că noi toți trei să la asta. Da. Însă, mi se pare ori e un mit. O, dar toată, parcă toată lumea vrea să fie șef, să fie în poziția asta, fără responsabilitate. Dar trebuie să fii șef ca să vezi de bigger picture. Uh -huh, uh -huh. Știi, e ca okay. și când te duci la vot. Unii se duc la vot pentru că participă la exercițiu democratic, da? Văd democrația, uh -huh. văd tabloul. Și alții se duc la vot și spun: Mă duc să pun o ștampilă, mă duc să. Uh -huh. Știi? Sau să votez împotriva lui. Uh -huh. Adică și chestia asta e mult, mult mai stresantă, pentru că asta te. stresul ăsta, atunci când vezi the bigger picture sau. Trec prin stres, uh -huh. dar nu cu stres. Uh -huh. Vreau să Pentru zic o că idee. știu că voi ajunge, știu, știu care este luminița de la capătul tunelului. Ce descrie Mihai, să leagă foarte frumos și cu un lucru pe care poți să-l faci și în organizații și în rest, când apar tensiuni între diferențe de exact. opinie. Dacă noi asta e o chestie foarte utilă în general, dacă avem o problemă, dacă avem un conflict la nivelul ăsta de profunzime, mai jos, în care eu zic, bă, eu cred că e important să votez cu liberali, eu cred că e important să votez cu socialiștii, nu contează. Și aici nu ne înțelegem provocarea și utilitatea care poate să ne scoată din conflicte, să ne gândim, băi, e ceva în care credem amândoi, cum ar fi exercițiul democratic de care vorbei și să ne concentrăm și validăm unul pe celălalt pe asta. Băi, felicitări că ești, nu contează că tu crezi, exact. și eu cred Y, în asta credem amândoi, hai să mergem să votăm mâine. Acel și... higher purpose de care am vorbit în episodul Exact, anterior. asta voiam exact. să adaug eu în momentul ăsta. Nu trebuie să mai facem episoade prea mult împreună, când începem mm. să vorbim la fel. Dar... Odată ce am stabilit lucrul ăsta, eu vreau să ne devin un pic mai aplicat, pentru că nu suntem, niciunii dintre noi genii, nu ne-am născut uh, știind clar că vom face chestia asta, ba chiar suntem în niște scenarii pe care nici nu cred că le intuiam corect acum 5 ani. Absolut. Da, suntem de acord, acum 5 ani nu cred că ne imaginam că vom ajunge în 2022 să facem fix asta, fix așa. Poate, poate ne-am fi dorit niște chestii, dar nu știam sigur. Și atunci suntem nevoi să ne adaptăm și revin la ce am zis mai devreme. Toți ne imaginăm, bă, dar e mișto să fii șef fără să ai responsabilități de execuție. Uh -huh. da. Dar în realitate, la un moment dat, există, se face la un moment dat testul grăsimii, nu? Adică trebuie să ridice ceva valoare din chestia asta. Și cum faci să identifici corect oamenii care spun așa ca Mihai că, bă, eu nu pot să fac chestii de detaliu, dar pot să-ți înțeleg de bigger picture și uite, eu o să-ți pot umple un stadion dacă e nevoie cum fa să-l identifici pe ăla, să-l pui pe poziția care trebuie și să-l iei pe ăla de pe poziția de management, să-l duci înapoi în execuție pentru că nu are the bigger picture, deși el a, a, a terminat o facultate care teoretic îl face competent pentru management. Eu la asta aș răspunde așa că eu cred că trebuie să regândim un pic ce înseamnă, din punctul nostru de vedere, valoare într-o organizație sau într-un context. Că sunt niște lucruri care, și mediatic, sunt mai apreciate, să fii șef. După face value, așa, după, uite, chiar vreau să o zic o chestie pe care mi-o aduc aminte, am făcut un curs de leadership creativ în urmă cu, cred că 10 ani și ceva, unde eu, când eram în facultate, am avut ocazia să fiu coleg cu oameni care conduceau multinaționale, erau manageri pe acolo, erau antreprenori de succes, aveau, nu știu, flote de vehicule, erau în diferite domenii. Și a fost un exercițiu pe care l-a făcut Oana Pelea cu noi. Erau mai mulți profesori. Oana ne, ne preda tehnici teatrale, în care ne-a adus o oglindă, a pus-o pe peretele hotelului. Și noi stăteam în semicerc. Participanții erau undeva spre, cred că, finalul programului, aveam o relație de încredere, trăiserăm în relații pozitive, competență, consistență, consecvență împreună, și ne-a invitat să ne ducem să spunem ce vedem. Eu am fost cel mai tânăr bursier din povestea asta, eu nici nu mi-aș fi putut permis-o, că era niște mii de euro la momentul respectiv, și m-am dus între primi, eram temerar, așa zic, că mă duc eu primul. Uite, în oglindă, zic, văd un tip, e blond, e fericit să fie, și este din oribile, am zis. Dar, mă rog, atâta am putut eu să procesez la momentul Și mă duc, mă așez pe scaun. După mine vine o persoană care nu mai avea probleme cu banii pentru tot restul vieții, care era antreprenor în zona asta auto, care să uită în oglindă, era cea mai veselă colegă pe care o aveam, era un butoi cu energie și cu bună dispoziție, să uită în oglindă și cred că în 15 secunde îi dau lacrimile și spun, mie nu-mi place ce văd, dar aș vrea să mă opresc aici. Zic, fi avut o zi proastă. Mm -hmm. da așa. Mai vine după aia cineva care cred că era director de risc într-o mare bancă. Să uită în oglindă, nu-i dau lacrimile, dar spune la fel... Eu am nevoie să reflectez un pic, nu sunt ok cu ce dracu are muglinda asta la oameniște ce se întâmplă? A urmat după aia o colegă care avea 25 de ani și era directoare de marketing la un fond de investiții, am că Pentru mine, ca aici, la momentul ăla, eu mă uitam ca la Dumnezeu la oameniște. Mașină, casă, haine, tot ce credeam eu că e important să obții. Să duce în fața oglinzi, iar și ea începe să plângă. Nu toată grupa a fost așa, da, dar e, au fost vreo da, 2-3, da, unul după altul. Ok. Dar s-au luat mimetic unul după altul? Băi, ce? nu. Nu. Erau oameni care cumva în exercițiu ăsta, Oana Pelea avea și capacitatea să dea jos armuri la noi. Ea ne vorbea tuturor cu copiii mei, s-a așeza în, pe jos în sală în poziție de yoga, în mijlocul nostru și așa vorbeam. Deci era și cumva abilitatea ei să dea jos armuri, epoleți și ce mai avea fiecare în dotare, unor dar... Oameni care în viața lor de zi cu zi probabil nu aveau voie să fie Ai, vulnerabili. Treab. Și Băi, pentru mine a fost un moment transformațional ăsta apropo de a înțelege și potențial uman și succes și lucruri de felul ăsta înainte să știu psiho sau să studiez neuroștiință sau psihologie. Că mi-am dat seama că a avea succes profesional și financiar, cum toți oamenii aveau fără discuție mai mult decât aveam eu, nu e o garanție că e și bine cu tine. Și m-a pus pe gânduri chestia asta și revenind la ce întrebai tu acum că avem fundație exemplului ăstuia, eu cred că dacă noi reușim să înțelegem că noi avem abilități diferite, unii oameni sunt mai buni la imagine de ansamblu, alții la detalii, unii oameni au multă răbdare, alți oameni n-au răbdare, unii oameni sunt mai analitici, alții sunt mai intuitivi, dacă putem să ne uităm la diferențele astea dintre noi ca la puncte forte. În care dacă noi suntem diversi în echipa asta, cum e și în echipele noastre de podcast, ăsta e un asset, e un beneficiu, nu e o amenințare. Ei, asta vorbim noi așa acum, dar în realitate de cele mai multe ori ne frustrează când îl vedem pe ăla A, din subordine sau din management că nu execută. Și tu zici, bă, dar tu ești, tu, tu ești foarte pune... bun, de ce nu-ți iese? Eu aș pune aici un asterix din ce am văzut eu cel puțin. Ne frustrează când îi vedem că nu execută cum am face-o noi. Okay, Eu văd correct. nenumărate discuții și în corporațiile cu care lucrăm training-coaching, și în rândul nostru, ca și colegi, în care spunem câteodată, bă, dar de ce faci așa? De ce n-ai făcut planificarea asta într-un în nu știu ce? Și celălalt da. o face altfel. Uh -huh. Și aici cred că e exact genul de conversație care e nevoie să fie mai prezentă și în mediul business și în populația României în general, în care, bă, faptul că ești diferit de mine nu e o amenințare, atâta timp cât noi putem să ne negociem diferențele, să vorbim despre faptul că. Paul e bun la X, dar lasă să facă X. Sună foarte bine ce zici, la nivel teoretic. În practică, însă, vreau să duc discuția asta un pic spre antreprenoriat. Mulți mm. care ne urmăresc se joacă cu ideea de antreprenoriat, au început sau s-au blocat, au încercat, au renunțat, dar încă să mai gândesc la ea. Sunt în partea a vieții în care se gândesc că ar putea să mai facă și chestia asta. Și avem nevoie de mai mulți. Că pătora mijlocie nu o să se facă numai din salarii. Mm -hmm. Și de aia mă interesează, dincolo de zonele astea safe. Partea de radio ți-a ieșit. Partea de antreprenoriat nu par la fel de mulțumit. Încă experimentezi. Ce puțin așa mi se pare mie, la cât am văzut eu. Unde okay. unde simți că îți merge și unde simți că nu ți merge? Care sunt lecțiile de învățat din partea asta? Acolo este adevăratul test al competenței individuale. În organizațiile mari e mai difuz, uh -huh. se mai distribuie exact responsabilitatea. Așa da. Dar să știi că noi în radio nu suntem organizații organizație foarte mare. Suntem un pic mai mulți decât sunteți voi aici. În, da, dar e cimentat. În e o organizație Apple. clasică deja. E o organizație clasică, e adevărat, dar tot ceea ce se întâmplă la noi nu are nicio legătură cu flow dintr-o corporație. da. Adică noi chiar suntem o grădiniță acolo. Partea de radio știu e de succes. Hai la cafea, hai la podcast, hai la chestiile tale separate. Sunt curios cum le gestionezi pe O să-ți vorbesc despre cea mai mare problemă a mea în momentul ăsta și cea mai mare zbatere. E vorba nu cred că în momentul ăsta am o echipă, nici într-o parte nici în cealaltă, o, o echipă completă, știi, care să funcționeze, dacă eu plec două săptămâni, sigur că de la podcast n-am cum să plec, uh -huh. dar să zicem că las niște episoade în, în, în avans, nu pot să fac asta, adică nu pot să mă decuplez uh, nici de la una, nici de la, nici de la cealaltă și asta e o întrebare pe care mi-o pun foarte des în, uh, în ultimul an, ce ar trebui să fac ca să am echipa pe care eu o văd, dar n-am găsit-o încă. Sau n-am știut eu să caut. Asta e, asta e partea care mă macină cel mai mult în, în perioada asta. Dar sunt curios cum te uiți la problema asta. Te uiți la, din perspectiva asta standard pe care o văd la cei mai mulți bă, nu găsesc oameni buni? Sau sau cum? Încă nu găsesc, sau nu am găsit oameni Ok, eu am o echipă și la cafenea mm -hmm, și că am nevoie de mai, mulți, da. de mai mulți oameni ca să dezvolt inclusiv podcast-ul pe, pe mai multe direcții. Nu găsesc oamenii cărora să, pe care să-i conving de acel bigger picture al meu. Știi? Mm -hmm. Dar de unde știi tu că pe interesează bigger picture-ul tău? Păi, tocmai asta, caut oamenii ăia. Păi Sunt foarte mulți oameni okay. entuziaști care vin. Știi? Uh, inclusiv uh, am dat anunțuri de, de recrutare pe și caut în continuare uh, oameni sunt păi foarte poziție folosește, folosește aici deși, doar că entuziasmul ăla să consumă cam într-o lună două exact. de zile exact pentru că produsul se numește fain și simplu consumatorul trebuie să, să să aibă și să simtă produsul exact așa dar munca pentru pentru fain și simplu nu e întotdeauna simplă faină e, să știi. Pentru că altfel nu aș fi făcut după atâția ani de televiziune, nu m-aș fi apucat de asta. Eu m-am apucat mai degrabă dintr-o frică. Uh -huh. Când, spunea spune că cu 5 ani nimeni nu, nu și mai că puteam să fim la, la, la masa asta. Eu m-am apucat dintr-o frică de YouTube. Adică mi-a -mi, mi fost întotdeauna frică de YouTube. Okay. Și cum ar zice Paul în episoadele Mind Architect... Frica mobilizează. Exact. Mai puternic. Foarte interesant. El e obișnuit cu al lui, că îl trage la, la shotgun eu, dacă nu mi-ați dat că își vezi... A, ai venit cu freza făcută. Așa, l-am ascultat pe Mihai ca la terapie. Și acum am întorc către... Are energia. Are energia aia. Păi nu, eu, eu am fost pacient acum. Da. A, și recunosc problema aia, pentru că toți o avem, într-un fel sau altul, pe măsură ce învățăm, că de fapt nu căutăm să angajăm oameni, căutăm să ne angajăm noi la oameni. Mm -hmm. și... Ce frumos ai zis-o. Ce frumos. Nu n-am zis -o aici, am furat-o de la Gerivi. Băi, foarte frumos. Foarte frumos. Uite, eu n-am. Dar mi se pare o perspectivă foarte faină asta. Problema pe care eu am văzut-o, lucrând cu oameni foarte diferiți, este fix aceeași. E același blocaj. Plecăm la drum cu niște oameni, vedem niște competențe la ei, proiectăm pe ei, mamă, deci o, o să mut munții cu oamenii ăștia și este proiectul tău. E planul tău. E business tău și oamenii aia, tu-ți imaginezi că vor veni lângă tine să pună umărul, să împingă bolovanul în vârful muntelui, când de fapt ei vin la muncă. Ei vin la nu toți. serviciu. Nu toți. Dar. dar... Azi, George, astea nu cred că trebuie să fie neapărat antagonice. Adică. Asta e o extremă, da? Deci există, evident, un degradeu între astea două. Da. Nu zic că toți oamenii se comportă ca niște salariați. Doamne, ferește. Mm -hmm. Sunt oameni care vin cu multă pasiune. De mm -hmm. exemplu, l-am dereat pe Andrei de la o călătorie în jurul lumii. Mulțumim! Momentan, își amână, își amână de vreo trei ani o călătorie în jurul lumii pentru că are pasiune aici. Mm -hmm. Și eu înțeleg chestia asta și sunt pregătit să-l pierd. Știți cine și-a mai mâna tot așa o călătorie în jurul lumii sau oricum ceva prin Tibet? Voia să plece Vă câțiva ani, de Motans. Ok. Și s-a apucat de muzică. Iată. Și cineva din România i-a auzit primul single pe care l-a scăpat pe YouTube. Avea, nu știu, câteva mii de vizualizări în nu știu câte săptămâni a auzit ceva din România și după aia a început povestea de Motens. Uh -huh. și a, a, acel cineva ești tu? E, nu. Nu? Nu, sunt oameni de la Global. Cred că Bro sau... Cred că Bro sau Lucian? Ah, sau Bro, ok. Interesant. Uite o poveste faină. Dar... Calu Andrei. Ca Andrei. C sta. Da. Uh, dar mai am și altfel de povești. Spre exemplu, eu am crezut, uh, am crezut, în ultimii ani de când lucrez eu cu Radu, cu Radu Neagu, că, bă, dacă e cel mai bun, să-l pun șef. Și mi-am seama că Radu, oricât de mult și-ar dori și oricât de, binevoi, oricât de multă bunăvoință ar putea să investească, tot ce pot să fac, cel mai valoros lucru pentru el, este să fac departamentul Radu <laughs> Ok. Știi? Știi? Și, și să fie de șeful departamentului și să fie el singur pe departamentul ăla. Pentru că Company de fie... of one. E și o carte care vorbește fix despre asta, că devenim propriile organizații. Da, dar toate lecțiile astea le-am învățat trecând prin niște... Mi-am rupt niște glezne foarte, foarte interesante, încercând niște modele preconcepute despre cum imaginam eu că ar trebui să funcționeze munca în echipă. Și astea sunt lecții pe care noi suntem nevoiți să le învățăm la locul de muncă. Și pierdem bani și timp pentru chestia asta și albim făcând lucrurile astea. Cum facem să scurtăm drumul ăsta de la problemă la rezolvare fără să ne mai tocim pe traseu. Păi, e, e foarte multă cercetare în zona asta. Eu știu că eu sunt omul cu teoria de la masă, cumva, doar că băi, teoria asta chiar merge. Noi, de exemplu, am proiectat mai îndarchite ca organizație, încercând să integrăm toate chestiile astea, inclusiv ce am povestit aici. Uite, Google și-a studiat timp de 2 ani 180 de echipe active pe 250 de parametri, să vadă care sunt răsăturile echipelor care fac performanță la ei. Uh -huh. Și-au descoperit așa și se pupă într-un mare fel cu ce spune și neuroștiința. Prioritatea zero e siguranța psihologică, aia era prima și cea mai importantă trăsătură și ce vorbim și noi. Dacă pică călărețul și devii defensiv, intri în spațiul ăsta defensiv, s-a terminat cu empatie, moralitate, toate cele. Doi, era dependability, să, put, să, să simt că colegul meu de echipă o să livreze la calitate și la timp. Asta era a doua. Track record. Să fi lucrat destul împreună. Uite, noi trei să știm că bă, la 11 jumate sau la ce oră ne propunem, suntem aici și tragem. Și că fiecare vine cu Derbez game, cu cea mai bună versiunea lor. Asta era a doua. A treia, foarte importantă și noi pe asta în România o neglijăm grav, nu că pe alte două nu le-am neglijat, dar a treia e structură și claritate. Structura asta și claritatea, uite, pot să vă dau exemplu și de la noi din o gradă, presupune să știm cine e responsabil de ce, nu cine e șef. La noi șefia nu se suprapune, nici, noi nici nu cred că avem ierarhie efectiv în organizație definită clar, dar avem procesăunări. Adică e cineva care e responsabil ca lucrurile să ajungă pe YouTube, e cineva care e responsabil să existe documentări, e uh -huh. cineva care e responsabil să. Și acolo nu e fă asta, ca așa zic eu, e bă, când avem o problemă sau o nevoie în zona aia, pe cine sunăm, cu cine vorbim. Ok. Deci. Psicologic, siguranță psihologică, să pot să mă bazez pe colegul meu, dependability au zis ei, structură claritate și ultimele două din registrul ăla cu higher purpose cu misiunea. Al, al patrulea este impact of work, dacă munca mea simt că are efectiv impact în societate, dacă simt că uh -huh. chestia asta produce efecte, primesc feedback, primesc mesaje să întâmplă ceva și meaning of work. Uh -huh. Dacă munca asta pe care eu o fac simt că contează pentru mine la nivel personal și băi, mediul corporei, dar și în mediul public în România, este în varză la asta. Să avem da. sentimentul că munca noastră contribuie la ceva mai mult decât a ne plăti uh, salariul la finalul lunii. Și e profund demotivant să faci ceva doar pentru niște bani pe care oricum îi percepi a fi prea puțini. Uh, apropo de asta, vreo 3 din 4, oameni trăiesc de la un salariu la altul. Uh -huh. Da, cred că trei sferturi trei sferturi de la un salariu la altul și vreo două trei sunt convins că șefii lor sunt idioți, dar dacă îi pui în loc nu sunt în stare. Adică trim niște, niște povești astea foarte false, de cele mai multe ori și totul pleacă de la resursa umană. Și dacă stai să te uiți în organizații, mai ales noi antreprenori, nu ne permitem departament de resurse umane. sunt Da, băi, uite și asta e chestia, știi că și departamentele astea de resurse umane și în organizații care le au, trebuie să înțelegem că Res Departamentul de Resurse Umane e toată firma. Mm. E ce am început a discuta la Mihai în, da. în podcast, că cultura aia de organizație nu proiectează cineva sus și după aia ea să transformă, să transferă de sus în jos. Cultura de organizație e în fiecare microinteracțiune între oameni și între echipe și de aia și vezi culturi diferite într-o organizație foarte mare. Că oamenii de la vânzare au cu totul alt mindset decât oamenii de la risc. Într-o bancă, de exemplu. Da sau oamenii de la, nu știu, contabilitate au cu totul altă energie față de oamenii de la operațiuni, pe nu, Oamenii de la contabilitate nu sunt oameni, ei sunt xl Așa, uite, asta. Trigger, trigger e, fix, trigger, e fix din filmul ăsta. O să râs, dar cele mai bune feedback-uri despre podcasturile mele le primesc de la colega mea, Cristina, de la contabilitate. De, de Da, de pentru că are atenție la detalii, sunt convins, analitică. Și când iese din birou ăla, e cu totul și cu totul alt om decât îl etichetăm noi știi? Oare nu cumva este captivă într-un job din că dacă o pui în oglindă s-ar putea să... Să știi că ea e pasionată de, de treaba asta. Adică n-am văzut-o niciodată uh, enervată. Când intră cineva la ea în birou, să, să te enerveze, să, uh -huh. o, să o enerveze. Și uite, eu pot să vă zic că am și reflectat la asta, cu băi, de ce au plâns oamenii ăia? Tineri, sănătoși, succes profesional și așa mai departe. Și cum aș distila-o într-o idee simplă e că Acolo ei aveau succes din toate punctele de vedere susamintite, în ciuda personalității, valorilor și motivațiilor lor. Adică, eu în fiecare zi când vin la birou trebuie să fac lucruri incompatibile cu mine. Uh -huh. Și eu aș folosi contextul Marii Păcăleli în care demascăm ideea asta că singur poate să fie bine și cu ideea că. Noi ni s-a împământenit ideea asta că, bă, la muncă muncești, nu trebuie să-ți placă neapărat și eu nu zic că trebuie să ne placă fiecare aspect Băi, din ce facem. Nu trebuie să ne placă fiecare aspect din ce facem. Dar dacă vrei să ai motivație, energie și să nu plângi când te uiți în oglindă la un curs, când te întreabă cineva ce vezi, ar fi grozav să încercăm să aliniem cât mai mult din pasiuni, valor, motivații, cine suntem noi și cu rolul ăla. Pentru că altfel, la nivel psihic, trăiești într-o tensiune permanentă. Eu în fiecare zi când mă duc la birou, dacă am un job de ăsta pe care îl urăsc, dar îmi plătește creditul, ratele... Trei sferturi din român. Asta e treaba și asta explică de ce avem energia pe care o avem și pe stradă, de ce ne rupem capetele în trafic, de ce suntem și bombe și ceva. cu hormon de stres. Uite, George m-a întrebat, uh, bun, la radio am înțeles că ai succes, dar pe partea de asta de antreprenoriat, nu te văd prea mulțumit. Pentru că el, de exemplu, din exterior, el mă vede antreprenor în cafea. Uh -huh. Eu mi-am deschis o cafenea ca să am unde să evadez mental în primul rând, Ok. Știu? Deci cafeaua fiind pasiunea mea. A, asta a fost. Sigur că, între timp, am devenit de, și... deraiat de la, de la scopul inițial. Când mi am zis că facem toți, pleci de la o pasiune și o faci business. Da. Și, în momentul în care s-a pus problema, eu, de exemplu, primeam, aveam anul trecut, aveam săptămânal o cerere de a franciza uh -huh. cafeneaua, știi? Cred că n-a existat oraș din țară în care să nu am o cerere de a franciza. Și am zis din start că nu vreau să fac asta și putut face o grămadă de bani dar n-aș mai fi putut să țin în primul rând calitatea angajaților, a celui care face cafeaua și a cafelei și a interacțiunii cu oamenii adică ăsta de a de fost ce? scopul scopul de a deschide cafeneaua. pentru că ca să faci rețeta la cafea dimineața trebuie să fie un om care să să deosebească niște niște note. Mm -hmm. okay. Să știe dacă e sâmbure de migdală, să știe dacă este miez de nucă, știi? Da, da, da. Adică să știe ce să scoată din cafea aia. Și aia nu, pot, nu poți face cu un simplu training de barista mm -hmm. în, într-o săptămână sau mm -hmm. două. Trebuie un pic mai mult, mai multă experiență. În plus, e interacțiunea cu oamenii. Eu am vrut să am o anumită. Un anumit standard. Energie oamenii. Când să cineva se simtă acolo, ca și cum mă simt eu când mă duc să deci nu un Să beau cafea. Nu am gândit-o ca un business. Și tocmai în momentul, în, în perioada asta, am luat o decizie, voiam să o extind, voiam la un moment dat gânduri să, să fac o prăjitorie și am zis stop, pentru că nu pentru că nu cred în ideea asta, ci pentru că nu mai am timp să-mi dedic aceste idei. Pentru că trebuie neapărat să fii tu acolo, că altfel n-are cum să iasă nu bine. Nu neapărat, uh -huh. dar știu de ce e nevoie de mine în, în business-ul ăsta cu cafea. E nevoie de marketing, e nevoie de, de imagine, de... Nu cred e că e de, de energie. Nu, nici, ești convins 100% de ce spui și e ok. Nu, dar nu cred că e 100% de la asta adică? convins ceea ce spui. Există un scenariu ideal în care ai putea face o franciză de calitate? Da. Iată. Deci dacă există un scenariu, înseamnă că se poate face. A, a zis-o foarte bine George Haber, if it can be done in software, it will. Dacă o poți automatiza, se poate face. D uite, Starbucks, de exemplu, a umplut lumea asta de, de cafenele, dar umblând la calitate. Mm -hmm. da, adică nu poți adică să automatiza. Mm -hmm. Există. E, e, e momentul ăsta. de s-a și dezvoltat al treilea val al cafele de specialitate, pentru că Starbucks a, dat afar a, a aruncat mii de expresoare care apoi au fost refolosite. La Marțoc era să intre în faliment uh -huh. când Starbucks a automatizat uh, espressoarele. E o poveste tare interesantă. Și Starbucks okay. nu este despre cafea. Starbucks este the third space. Exact. Am casă, birou și Starbucks. Nu e despre cafea. Exact. Iar eu am Iată. vrut să fie despre cafea și vreau să fie în continuare. Dacă ar fi doar despre cafea, oamenii și-ar face o cafea așa acasă. Este ai, și acolo în spațiu. Exact, exact. Deci încă, încă nu ai toată rețeta. Și asta este bine. E călătorie. Voi, voi urmări cu mare interes ceea ce vei face mai departe pentru că nu ești antreprenorul tipic. Mm. O faci din pasiune. vezi? Avem un studiu de caz foarte interesant aici. Vezi, apropo de pasiune, dacă nu era pasiunea asta foarte mare pentru cafea și pentru locul ăsta mic și pentru interacțiunea aia cu, cu oamenii, probabil aș, aș fi mers mai departe. Mm -hmm. Cu extind, cu se extins, să francizez, să dau. Eu vreau să. Mi se pare interesant, în timp ce descria Mihai procesului, eu aș pune sub lupă și ideea asta în România, că, bă, nu e obligatoriu să existe semnul ăsta de inegalitate între vreau să fac ceva din pasiune sau vreau să ajut oamenii, și dacă încep să fac bani, e nasol. Eu mi-aduc aminte din fundraising, de când lucram în strângeri de fonduri, e și un discurs celebru, un tip la TED, îl cheamă Dan Palota, care vorbea, why the way we look, a, we look at charity is dead wrong. De ce felul în care ne uităm la caritate e fundamental greșit? Și zice, a zis o chestie genială acolo, a zis că dacă directorul general al unei companii care produce jocuri video violente e plătit cu, nu știu, 5 milioane de dolari pe an, uh -huh. nimeni nu se supără, e super ok, dar dacă eu unei ONG care încearcă să vindece malaria sau să scoată copiii din orfelinate și să-i ducă în familii iubitoare, primește 500.000 de euro ca să conducă toată chestia aia pe an, toată lumea îl vede ca fiind dracul. Că ăsta eu, banul e cu că dracul. Ia, că e bani de la copii. Și uite, vă zic și ceva din ce trăim noi. Noi am pornit mai Archite ca un podcast gratuit și am zis cât o să fiu sănătos și cât vom avea energie, nu o să fie niciodată diferit de gratuit podcastul ăsta dar în momentul în care a apărut și ecosistemul premium ăsta cu abonamente am primit feedback, bă deveniți prea comercial și eu ce vreau să înțeleagă oamenii care se uită la noi e că nu e obligatoriu când vrei să faci bine, nu trebuie să vrei să o faci din sărăcie, că nu e sustenabil asta e o hai, gândire hai, hai, hai îți dau eu o metaforă și mai frumoasă am, am întrebat 100 de români Da. Yeah. <laughs> cum ar trebui să arate jurnalistul perfect bine am întrebat sărac și cinstit, sărac și cinstit. Iliescu Băi, nene, cum faci să-l ții pe unul sărac și cinstit? Și cum faci să-l ții pe la cinstit sărac? Dar de ce trebuie să-l ții sărac? Că tocmai asta mi se Aia pare zic. că te doare capul la noi. De ce trebuie să fie businessul tău mic în continuare? Nu cred că România poate înghiți atât de multe vagoane de cafea de specialitate. E adevărat. Da? Și atunci mă gândesc la un scenariu în care să încercăm să fim și cinstiți. Și să fie și din pasiune, dar să fim și rentabil și să putem scala. Dar businessul meu nu e mic. Businessul meu e așa cum vreau eu să fie. Mm -hmm. Ok. Știi? Adică chiar săptămânile astea, adică m-ai prins proaspăt, chiar săptămânile astea am avut o discuție legată de asta și m-am uitat la steaua Nordului, știi? Și am okay. zis ce vreau eu sau ce mi-am dorit eu când am deschis cafeneaua asta. Dar la 50 În... de ani când o să înapoi așa și o să zici bă, aș putea să fac o franciză, puteam să am... O de Aici capeni. o să merg tot pe intuiție. N-am avut regrete până în momentul ăsta. Okay. Și merită, ca să nu le ai, să faci câte un review, odată la ceva timp. Cum o mai simt cu chestia asta? Mm. Mai e organizația în care îmi doresc să fiu? Mai e genul de activitate pe care mă doresc? Uite, dau o spețe și de la noi. Noi, după 2 ani de pandemie, pierderi, stres, tot ce am trăit în ultima vreme, am simțit că suntem epuizați, unii dintre noi, efectiv simțeam simptomele de astea de burnout, irritabilitate, mă mm. enerva toată lumea, nu mai aveam energie. Și am zis la întâlnirea strategică din 2021, am zis, bă, hai la anul să facem exact ce am făcut în ultimii doi ani, dar în alt ritm. Hai să nu creștem, ceea ce e ceva sefe pentru un antreprenor sau o chestie antreprenorială, și hai să nu creștem. E foarte tare asta. Am zis, bă, hai să ne găsim ritmul, că noi vrem să facem... La, a zis asta și la interviu aici, a zis că să ne lăsăm ferestre. da. Și am văzut și în comentarii, cred că oamenii au apreciat, au zis, bă, interesantă chestia asta, dar nu vorbesc doar eu personal, Paul, să am ferestre, să am timp să mașez, să mă încarc, să devin iar creativ. Mă refer și la organizație. Nu e obligatoriu să vrei să îți apară numele pe clădire în piața Victoriei, să vrei să o faci așa mare, cum nu e rău nici să vrei să ții o chestie mică, personală. E De -a. despre a-ți da seama ce merge pentru tine. Da, da uite, da. o să întreb eu așa. pe tine. Uh, tu când îți faci planul pentru următorii trei ani, să zicem. Sau ți-l faci pe următorii trei ani? sau Minim un an încerc. Okay. Minim un an. Îți pui și un target financiar? Nu. Vezi? Despre asta e vorba. Dar ascultându-vă mă gândeam, bă, dar nu mai există încă o cale? Mm. Pentru că ne-am obișnuit cu toții că oamenii trebuie să evolueze către cel mai înalt nivel din organizație posibil. da. Să, dacă este foarte bun, să-i dăm un departament. Mm -hmm, mm -hmm. Dacă este cel mai bun tot, îl facem șef. Dar care e o prostie. Care e o prostie. Pentru că oamenii evoluează până la cel mai înalt nivel al incompetenței competenței lor, plus că ce te faci un vânzător excepțional, s-ar putea să te facă un manager de vânzări foarte slab. Exact. Și m-am uitat la chestia asta și m-am gândit, bă, dar cum ar fi să mă dau afară. Cea mai mare realizare a mea antreprenorială a fost că m-am dat afară acum 2 ani de pe poziția de executiv. Și n-a dat faliment întreprindere. Băi, da. Mi se face asta de gâină când spun. Am găsit un om mai deștept ca mine. Pe? Lorena. Pe Lorena, Lorena. eram sigur. <laughs> păi nu. Uh, da, dar mi-a luat să mă, mult să mă împac cu ideea, pentru că până am făcut transfer, eram turbat pe ea. Sper, nu știu, că, nu știu o, dacă o să uită să... la... Da, la început mă exaspera. Aveam senzația că ne, Nu că ne, ne scapă printre degete, că ea refuză activ să ia banii și să, noi o să dăm faliment și o să se distrugă tot. Și asta este capcana în care suntem toți. Și asta o văd și la tine am văzut-o și la mine și am văzut-o și la un uh, unul dintre mai buni prieteni, la Ovidiu Țifui, uh -huh. pe care la fel l-am convins și pe el anul trecut să se dea afară. Cea mai mare realizare a mea de antreprenor a fost că m-am concediat și așa avem în sfârșit planuri pe termen lung la care, exact cum ai zis tu, bigger picture, să poți să-mi imaginezi. Dar, George, zi o chestie. Cum te-ai hotărât să te dai afară? Adică, care a fost uh, climatul psihic și emoțional la tine unde ai zis, bă, trebuie să fac asta? Aveam 96 de chile, eram în burnout și gata. Și a fost eu nu mai pot, și fă-o tu, și după aia-ți-ai dat seama că e miștoc o face ea, sau a fost, băi, eu nu mai pot, cred că ești cel mai potrivit om să faci asta, văd valoare în ce faci tu, deci prea cârma. Bă, nu bag mâna, în foc, n-aș vrea să mă dau așa deștept. Dar nu, nu prea mai avem așa multe opțiuni, pentru mm -hmm. că nu prea ești tu atunci când ești prăjit, știi? Absolut. Și eu am avut noroc să am parte de o parteneră de viață care este compatibilă. Uh -huh. Dar nu toți avem în parteneră de viață și nu se recomandă. Din câte știu, sunt studii care arată că businessurile în familie dau faliment în serie. Eu am avut noroc de un om complementar, dar nu la Asta percă. vreau să te întreb, de ce complementar? Sunteți compatibili, mergeți bine împreună, diferit. dar e și complementaritate, sunteți foarte, foarte diferiți. Și cum sunteți fiecare, apropo de ce tip de energie e nevoie ca o organizație care este e de totuși lider? Este foarte lider? organizată, este foarte metodică, uh -huh. exact ce îmi lipsește mie. Este în stare să ține <laughs> cu excel cu oamenii. ca mine? Nu, nu, nu lucrează cu Excel-uri, bă, dar știe tot. Ok. E aduce, bă, și din când în când vorbește cu oamenii într-un mod Uh, destul de direct uh -huh. și pragmatic, în care eu zic, păi, e sigur că ar -ți să le spunem chiar așa, păi, Ce nu e așa? Da, așa, pe așa le spunem. Uh -huh. Iar n-aș putea să fac chestia asta. Avea un client zilele trecute și zice, în niciun caz nu-i dăm la banii ăștia. Îi vom lua mai mult, o să-i luăm dublu. Și zic, bă, stai un pic 2022. Face... Deci, eu sunt uh -huh. aici în business și nu pot nici acum să procesez sistemul ei care ce să vezi. Funcționează. Ai, ai, mai și bine cum, ca mine. Și cum dai încredere? Atâta vreau să-l întreb, că pare că e ceva cu care George nu rezonează neapărat, dar cum ai încredere? Să zici, băi, ok, dublu, dacă tu zici dublu, dublu. Mă împac cu ideea că nu știu să o fac atât de bine, mi-a demonstrat că o face mai bine, este un manager mai bun și vinde mult mai bine ca mine. Efectiv, competență consecvență. Competență consecvență. Și asta am notat pentru episodul meu, dar n-am mai apucat să că ne-am luat cu alte discuții. Uite, Brené Brown zicea că sunt șapte elemente de bază pentru a avea încredere în cineva. Așa. Și vorbind despre, despre Lorena, face parte din astea șapte elemente. Ca să ai încredere în cineva, trebuie să îi știi și să-i respecti limitele, responsabilitatea, Adică să-ți mm -hmm. respecți promisiunile, asumarea, dar asumarea nu în termen în care se vorbește acum despre asumare. mi am asum. Mi mm -hmm. asum. Am aruncat o părere, mi-o asum. Mm -hmm. Nu, asumarea <laughs> greșelilor. Exact. Confidențialitatea, adică să știi să-ți mm -hmm. atunci când, când okay. trebuie. Integritatea, adică să alegi curajul, nu confortul. Exact ce mi-ai spus tu despre... Să despre faci doarea. ce e greu, că nu se uită nimeni. Adică dacă n-ar fi justă cu ei, dacă n-ar fi sinceră, la un moment dat tot ar trebui să-i mintă. Mm -hmm. Nu mai bine le zice adevărul din primă. Atitudinea lipsită de judecată, adică să nu pui etichete, și generozitatea. Adică să oferi celorlalți cea mai. prezunția de nevinovăție. Prezunția de nevinovăție și cea mai, cea mai optimistă viziune despre. Uh -huh. despre Paul. Ok. despre George. Nu cred că le are nimeni pe toate. Absolut. Dar sunt cele, cele, șapte elemente ale încrederii de care, da. în ceilalți de care vorbea Brené Brown. Ne-a mai dat și Paul o sinteză uh -huh. în 3 sau 4, am mai citit și eu cu vreo 8. Dar vedeți că toate că duc acolo. Toate, se duc tot în asta, de bază. A, eu aia m-aș bucura că oamenii care ne privesc după toate trei episoadele noastre și de asta a Marii Păcăler, să vedem, bă, e despre relație. chid da. că îi spui corectitudine, etică, integritate, să vorbești pe șleaus. E despre competență și asta contează. Deci chestia asta cu treaba bine făcută chiar contează în a avea încredere în cineva. Câteodată competența la noi în țară bate sentimentul ăsta de bună relație. Chiar dacă e nasol, de îl suport că face bine. Toți care construim case, apartamente, am trăit poate experiențe de asta. Și consecvența care înseamnă și când începi să ai bani, să ai reputație, să poți să renunți la client, să o faci cât poți tu de bine de fiecare de dată pentru fiecare client. Cred că, că merită boil down, merită distilat în chestia asta ca oamenii să zică, bă, ok, dacă vreau să cresc nivelul de încredere în organizația mea, în familia mea, la ce mă uit? Și mai e un, o chestie la care trebuie să ne uităm. După ce reușim să punem oamenii să-i ajutăm să facă pasul în lateral, nu neapărat în spate, să renunț la o poziție de management, pare un eșec profesional la noi în continuare. Și mă bucur că îl recalibrăm aici împreună. Da, asta nu înseamnă că dacă te retragi de pe o poziție de management, ești mai puțin și relevant pe important pe sau important sau bun. Faci sau... un pas în lateral și poți să explorezi alte chestii, uiți în oglinda aia și zici seama, bă, nu sunt unde trebuie. Sau dacă te retragi din televiziune, de exemplu. Super exemplu ăsta, că Iată. mulți oameni ar și trebui să fie nebun să renunți la... Mi s-a spus, da, am avut da. colegi care mi-au spus, băi, ești nebun, de ce pleci? Și și tu ai plecat când erai lider, parcă, de audiență în segment, nu? Uh, da, dar știi, mi-e ușor să zic că eram lider, dar eram lider de pe o plăcinte care facea tot mai așa, uh -huh, știi? Uh -huh. Adică trebuie să fii onest până la urmă, să zici, băi, mai, mai ești acolo. Și asta se, lo se lovește în cel mai ultim argument pe care aș vrea să-l ridic și să-mi spune și părerea voastră. Cred că dacă organizația o facem până la urmă cum trebuie și punem oamenii pe pozițiile care trebuie, s-ar putea ca organizația să devină atât de eficientă, încât să cimenteze oamenii în niște locuri care nu li se mai potrivesc. Și vă dau exemplu, un exemplu recent al fondatorului de la Waze, care uh -huh. după ce a fost cumpărat de Google, au, folos au pus organizația la maximă eficiență. și după aceea să-i zic băie, până aici, eu plec, că aici nu se mai poate inova. Mhm. Uh -huh. Deci tipul a zis, ok, ce am vrut eu să fac aici, da, am făcut-o. Merge foarte bine. Colectăm date câte vrea Google, hmm. rutarea merge bine, descărcările sunt, utilizatorii sunt acolo. Dar nu mai am ce. Dar să... nu, mai, nu mai pot să mai fac nimic în plus. Și acum nu vreau să zic că semn eu de la Waze, dar și eu eram în această situație. Eram lider, emisiunea mergea, oamenii ăștia băgau niște bani pe partea asta, ieșau mai mult pe partea cealaltă, din punct de vedere Excel, business la ei e corect. Hmm. Organizația nu are cum să facă întotdeauna zoom-out. Și dacă tu nu te mai simți că organizația nu ți se potrivește, nu-i devine neapărat organizația. Poți să încerci să o modifici, dar ce faci când vezi că nu, nu reușești? Că singura soluție pe care am văzut o a fost să plec, mai există alta? Eu ce văd că se întâmplă din ce în ce mai mult și tot în spiritul ăsta al colaborării, dacă cineva nu mai rezonează cu, face, cu ce se întâmplă acolo, poate să plece, dar dacă rămânem cu bună relație, cum ziceai că ai rămas cu toată lumea cu care ai lucrat într-o relație deschisă, putem să colaborăm după aia, uite. Tu faci ce vrei tu să faci în continuare și poate găsim o variantă să facem lucruri împreună. Zic și din o gradă, de la noi, ca idee, la noi în, în echipă sunt oameni care lucrează full-time cu noi, sunt okay. angajați și sunt oameni care colaborează cu noi, dar și între colaboratori, te vă dau speță de ieri. în contextul pregătirii campaniei noastre, colegii de la social media care nu sunt angajați, sunt o firmă cu care noi colaborăm. Cu o relație de încredere au zis, bă, orice e nevoie, facem, e super mișto, campania, suntem aici. Asta câteodată nu poți să obții nici de la un angajat asupra căruia poți să spui că ai niște putere. Uh -huh. Ideea e de higher purpose-ul la misiunea comună. Ceva în care credem toți să fie acolo cât să mă mobilizeze să fac de extra step. Da, de extra. Ce face momentul în care cineva din organizație simte că organizația nu evoluează în, în sensul în care a evoluat el? Pentru că oamenii nu sunt o linie plată, sunt sinusoide. Absolut. Și nici măcar nu sunt în același plan. De multe ori sinusoida merge așa. Deci ce face momentul ăla? Întrebare pentru amândoi, pentru că și tu ai fost eu, acolo. Eu o să rămân la exemplu tău. Și tu n-ai schimbat organizația respectivă pentru că nu ți-ai dorit să faci asta. Adică nu, nu ăsta a fost noua star tău. Mm -hmm. Ți-ai dorit vreodată asta? Nu, tu ți-ai dorit să fii... Încă, altfel nu-ți făceai din 2010 blog, da. nu-ți luai domeniu, nu-ți făceai canal de YouTube, ci erai acolo în organizație și mureai cu ei de gât, sigur. În, între ghilimele. Da. Nici eu nu mi-am dorit vreodată să revoluționez televiziunea. Mm -hmm. Mie și... magia mi se pare că apare aici, în fața acestui microfon. Că sunt camere, nu sunt camere, mai puțin important. Într-un podcast important e sunetul, nu imaginea. Și felicitări pentru ți asta. ți-ar plăcea fără cameră? Da, mi-ar plăcea podcast fără cameră, da. Pentru că podcast nu are video, știi? Pentru da. că ăsta e podcastul, de fapt. Dar noi l-am adaptat aici la. Adică eu, eu te consum fără cameră, fără să te văd. Paul Consol, de asemenea, noi nu doar așa audio. A fost. La noi, practic de la zero până la lansarea studioului azi, 1 aprilie, nu. am Aș mulțumesc. Plus că, <laughs> plus că noi am mai avut discuția asta, audio poți să manipulezi mult mai ușor oamenii. Cum ziceai că ești în urechea lor, că e tot da. totul mult mai personal? Eu, ca să răspund punctual la asta, cum facem noi, nu sunt expert Era în asta. asta, cum manipulezi, iertați-mă, adică e. Nu, dar e, e ceva. Dar tot apasă familiaritate. ajunge De mult mai direct. Asta e, să fii direct acolo, da, să fii tot timpul repede. acolo. Exact. Eu Vem cred că și video are o componentă că iară. Dacă omul te vede în sufrageria lui pe Dita mai ecranul în fiecare seară, are senzația că ești din familie. Și dacă ești din familie, am mai multă încredere în tine. Punctual, pe ce tu, Ma, cu ce se întâmplă mult. când un om nu mai rezonează în organizație, uite, noi în fiecare an sau chiar de două ori pe an ne adunăm și vorbim tu ce vrei să continui să faci din ce faci și ce ai vrea să nu mai faci din ce faci. Aha, Suntem încă suficient de puțin cât să ne putem strânge într-o cameră toți și să purtăm discuția asta ascultându-ne și integrând feedback-ul, dar uite, eu de exemplu am zis eu vreau să fac mai puține episoade de brand. Mi-e foarte obositor să mă gândesc să leg știința de ce vreau un brand sau altul. Vreau să filtrăm dacă sunt branduri care, mon natural, rezonează cu ce facem noi, Putem să continuăm, dacă nu eu vreau să mă concentrez mai mult pe conținut, că mi aia îmi place. Uh -huh. Dorin a zis, eu vreau să fac mai mult training, mă interesează să fac mai multe ateliere, lucruri de felul ăsta. Luci a zis, eu vreau să fac chestii care țin de creativitate și noi practic construim roluri pentru colegii și nevoile noastre. Nu avem un rol pe care îl populăm cu un om, ci încercăm să remodificăm rolurile în funcție de oamenii pe care ni dorim aproape. Dar vă asumați că organizația se schimbă și așa. Absolut și cred că e, mai ales în, în, contextul ăsta în ce facem noi, e nevoie să te reinventezi. mi îmi pare un lucru sănătos că oamenilor să modifică nevoile și că și eu, de exemplu, uite, punctual, odată cu lansarea studioului ăstuia video de la Mind Architect, vrem să avem și alte gazde să fie oameni care să vorbească pe teme care îi pasionează pe ei, păstrând cheia noastră, fundamentată în cunoaștere de sine și în, în dezvoltarea personală, dar să nu mai fiu eu omul care vine cu conținutul peste tot. Uh -huh. Și tocmai asta e ideea. Noi am construit o platformă care are o poziționare în piață. Dacă noi rezonăm cu tine ca om, tu rezonezi cu noi și vrei să vii cu un mesaj aici, da? hai încoa. Nici nu știu dacă ar putea să funcționeze. Bun. Vom vedea. Și <laughs> acum vine întrebarea. Că pe teorie suntem bun toți trei. Uh, am vorbit la mine în episod, la Mind și Simplu, am vorbit dacă suntem produsul echipei sau al muncii și exact. talentului fiecăruia dintre noi. Am stabilit asta, răspunsul găsiți în episodul... Mind și Simplu. Mind și Simplu. Cum ar funcționa echipa dacă noi acum, hai să gândim rău, nu ne-am îmbolnăvit, dacă noi acum ar trebui să plecăm șase luni? Uh -huh. Să avem grijă de părinții noștri da. sau... Asta e cheia sau să plecăm cu copiii la o tabără de schi. La mine e durerea centrală asta, că momentan n-ar funcționa, dar exact asta e și ideea cu gazde, cu gazde diferite de mine, ca să poată produsul și organizația să funcționeze și, de exemplu, pe training ar funcționa fără mine. Sunt colegi care încep să livreze programe, construiesc începând cu Dorin și până la alții. Pe zona de podcasting, tocmai având în minte gândul ăsta, eu mi-aduc aminte un prieten antreprenor, mi-a zis acum mai mulți ani că pentru el proba organizației lui, proba faptului că a construit o organizație care funcționează, e că a putut să plece un an de zile complet. S-a extras complet, a făcut un MBA la InsEad și a zis, băi, vreau să-mi trăiesc studenția pe care n-am putut să o trăiesc când eram student, o trăiesc acum și numai că n-au dat faliment, a mers în continuare. Eu cred că ăsta e dezideratul în antreprenoriat, să nu mai depindă de tine. Să poți să fii acolo dacă tu ești sufletul, steaua polară, tu te bucur să fii acolo, dar să nu fii obligat să fii acolo. La mine e work in progress. Trag în direcția asta și ne străduim să meargă, indiferent care din noi nu poate să fie acolo, mai avem un pic. Cred că suntem pe drumul cel bun, dar nu suntem încă acolo. Interesant. La tine? La, la noi, asta. dar și la tine, că acum ai început să te lovești de chestia asta. Mă uitam la Robbie Williams la ultimul concert când l-am prins pe scenă și mă uitam și mă gândeam... La Dubai. La Dubai, da. Băi, băiatul ăsta a venit să urce în avion și să vină să cânte aici și pe aia să urce în avion să plece acasă. Că n-are cum să te limite pe altcineva în locul lui. Uh -huh. Da? Deci, practic, Robbie Williams, potențialul lui de câștig, dacă le pe business, este limitat de capacitatea lui de a călători. Dacă sunt sigur că poate face concerte multe. Și atunci, noi suntem un pic captivi în chestia asta, că suntem locomotivele, suntem imaginea. aia. vin clienții și vrem, chiar dacă există cavalere și există organizație, vrem cu George. Vrem cu George. Dar cu toate astea, am făcut experimentul ăsta. În ultimii doi ani am dispărut câte o lună, am avut și o lună jumate în care am fost plecat. Și cred că mi-a ieșit chestia asta modificând un pic stilul de management. Și am făcut MBA, i-am zis MBA, Management by Absence. Efectiv, Ce frumos. m-am tirat pe românești, m-am tirat și am, am zis, băi, dacă tot în ultimii ani am tot uh, mers pe pe un model ăsta în care le, am, am încetat să mai stau lângă oameni să-i țin de mână, am zis, uite, hai să obținem chestia asta, Zim de ce resurse ai nevoie, te ajut, uh -huh. îl lași să facă, vii și corectezi la final, îi dai feedback, cam asta, asta este diferența de management din câte știu, de prin cărți, de la uh, go there în loc de do this. Uh -huh. Managementul Dudis este la foarte hand on în care vine șeful, este în copie la CC, verifică tot, n-ai făcut bine, ai modificat asta aici, și atunci el niciodată nu va deveni autonom. Și am reușit să-mi autonomizez echipa, pur și simplu lăsându-i de foarte multe ori de capul lor, dându-le asta trebuie să iasă. Uh -huh. La ora aia, noi trebuie să publicăm materialul, să fie. Dar cum ajunge acolo, e la tine. Exact. Sunt aici să te sprijin. At at Dacă at greșești, spunem, nu e nicio problemă. Șapte ani mai târziu ne, -a, ne -a ieșit Băi, <laughs> da, cumva direcția. Northern Star Tour, tot... Uh, nu scap de chestia asta. Nu ai cum să... Nu, nu scap de chestia asta. Oma, nu știu cum o să faci tu. Ai poți să tragi câteva episoade în avans, dar în rest... La ce? La podcast? Da. Podcastul fiind un proiect, ca așa l-am și anunțat încă de la început, cel mai personal proiect pe care l-am făcut vreodată, dacă eu nu mai sunt, nu mai este nici podcastul. Și faci pauză. Uh, la radio am tradițional șase săptămâni de pauză vara, uh -huh. când intre echipa de, din drive time, Intră, intră în morning show uh, și la radio, de exemplu, uite mâine plec, luni o să lipsesc de la matinal. Și nu am stres, nu am niciun stres. Lucrurile funcționează, plus că suntem mai mulți. Uh, aveam un stres acum câțiva ani, știi, când lipsea unul dintre mm -hmm. noi și a da unde-i Buzdugand? Da unde-i Morar? Acum nu prea să mai dau mesaje de genul ăsta. Okay. Adică E bine, suntem liniștiți, da, zilnic suntem suntem acolo. Iar la podcast, când am intrat de o vacanță, intră și, și podcastul, chiar dacă în momentul ăsta încep presiunile comerciale, ca să zic așa, uh -huh, avem exact. de livrat niște uh -huh. episoade. Și simți presiunea asta că dacă te oprești, oprește randamentul? Cum, cum faci să gestionezi chestia asta și să zici, bă, până aici? Nu știu, nu am ajuns în punctul ăla deocamdată. Uh, dar în decembrie, de exemplu, trebuia să mai fac, mi se pare, două episoade ca să ajungă până la finalul anului uh -huh. și nu am mai putut să le fac. Ok. Dar nimeni n-a zis nimic. Uh -huh. Absolut nimeni n-a zis nimic. Mihai, dar de ce n-ai postat? De ce n-am postat în săptămâna dintre Crăciun și Revelion? Sau în prima săptămână din ianuarie? Pe bune. Cred că punem și suntem obișnuiți să facem fiecare dintre noi asta, da. foarte, foarte multă Cu presiune, presiune. Pe, pe noi. Eu mi-am dat seama de unde vine. Eu mi-am luat și niște modele de astea foarte ciudate ciudate de afară. Nu știu dacă îl știți pe Ryan Seacrest. Mm -mm. Ba da, oh, da. Ryan Ma Seacrest este o mașinărie, este o, o industrie în sine. De la American Idol, pe care îl prezintă de când, cred că de pe la da. prima ediție, e host de morning show Uh, emisiune sindicalizată la 10.000 de posturi de radio din state, iHeart Radio, deci face matinal. A, fondat, uh, a, a făcut asta pentru Kardashians. el a fost producătorul inițial. Uh -huh. Așa, pe E! Entertainment, Ma. Are uh, prezintă Revelionul ăla, uh, din Times Square, nu știu cum se numește, în fiecare an. Are fundația Ryan Seacrest, face în spitale pentru copii studiouri de, uh, de radio, deci omul și a mai avut o emisiune, o emisiune gen Teo la Măruță, nu știu, uh -huh. cu, nu mai știu cum o chema. Colegul ei a fost acuzat de, de agresiune sexuală și el a, a ajuns, lucru. el, da, în locul. Uh -huh. deci a făcut și o emisiune în acces. Da, dar bine, Crec, cred că. Ăsta era ce echipă căs. trebuie să. Da, da, vezi, tocmai asta, așa. asta e să Echipa. E, 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 e plus echipa. Zice românul, dar bugetele lor. Normal că și Păi de toate. Păi, uite, numai e, echipa lui de da, Tim Coco, 180 de oameni. Mm. Wow. 180. Uh, Jimmy Fallon are în fiecare zi vreo 30 de writeri, de, uh -huh. de scenariști. La John Oliver ai idee că curios. Mă, nu știu, de așa acolo sunt mulți, pentru că au echipe dedicate pe subiecte. Uh -huh. Adică, uh, noi suntem o piață mică să ne permitem o echipă atât de mare, dar am descoperit Și aici că... nu ne plângem când spunem asta, e o, e o realitate. Da. România este o piață mică și pe măsură ce noi vom deveni și mai rentabili, eu, eu, uh, trebuie să spunem pe șileau, noi ne-au crescut încasările din YouTube, de-aia e bine să fii pe YouTube, pentru că uh -huh. a crescut RPM-ul și CPM-ul, adică încasăm mai mulți bani decât acum cu trei ani, cu siguranță. Deci, până la urmă, digitalizarea asta, în pandemie, de ziceam am că suntem mai bine decât eram, pentru că eu devin o sursă relativ constantă și relativ sigură devenit. Și corectă. Și îmi permite să-mi să să mm -hmm. angajez documentariști de primă clasă. Am Iată. ajuns să-mi aduc model din televiziune de funcționare cu documentariști, mm -hmm. cu oameni de editor, cu producer, în care să pot să vin un pic, un pic mai relaxat la muncă. Uite, eu, când... eu apropo de calitate simt să zic ideea asta, că nu, nu cred că am zis-o nicăieri în celelalte episoade. Păi uite, când ai o chestie care îți place, că te uiți la mai și simplu, că te uiți la fine architect, că te uiți la IGDLCC... Eu -că, cred că ajută de -ce -ce. la informații gratis, deci informații, informații -se -se. faine și simple despre călăre și elefanți. Cred că e util tare și eu m-aș bucura dacă oamenii rezonează cu gândul ăsta. Când e ceva în care crezi și care îți place, cred că trebuie să fim mai îngăduitori cu greșelile oamenilor în țara asta apropo de colaborare. În sensul în care, uite, iară, mă gândesc la povestea tradițională. Să văd o grămadă de mesaje, din astea și pe Facebook, în care îți place cineva, rezonezi, 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 greșești odată și pe modelul ăsta cultural românesc desfințez tot ce a fost bine pentru greșeala aia. mi se pare foarte folositor să vedem ce e bun în oameni fundamental. Să vedem, bă, a făcut ceva bun omul ăsta. A făcut mai mult bine decât rău. Atunci și când îi zic de prăjitură, de tor, de ce trebuie să îi zic acolo de desert, hai să aduc în discuție și faptul că, uite, în ultimii 10 ani mai degrabă mi-a plăcut de el. Acum a comis-o rău să-mi supăra pe el. Acum să fim serioși. Nu greșelile sunt cele mai penalizate. Eu spun din experiență proprie. Eu greșesc, oamenii din jurul meu poate să greșească, greșim împreună. Chiar din greșelile alea renaștem, uh -huh. să Și ne ridicăm uh -huh. mult mai frumos. Ce nu îmi place mie este atitudinea față de o problemă. Prin probleme trecem, Dacă când atitudinea aia nu se schimbă, aia e super toxică pentru, pentru echipă. Eu știu că am lucrat și un exemplu recent cu, scop, cu riscul de a mă vulnerabiliza foarte mult în acest podcast. În momentul în care atitudinea aia nu se schimbă, asta devine uh, cumva virală, știi, contagioasă în echipă. Și e cultura de care vorbeam, da. care erodează organizația aia din interior, Băi, eu o simt personal chestia asta. Adică, mie. Și nu e vorba despre când avem noi parte de critică sau nu știu de opoziție. pur și simplu, cred că cel mai util lucru în termen de mindset pentru colaborare și bună înțelegere în țara asta e să vedem și ce e bun în oameni. Și subliniez cuvântul și ce e bun, nu doar ce e bun. Vine să când te auzi vorbind. vorbești foarte frumos, vorbești din cărți. Mie mi-e Când vorbești din cărți, îmi-e comentariile de la ultimul interviu cu Mircea Joana. Păi, da, mă, dar asta vreau să zic. Băi, sunt o grămadă de oameni care vin acolo și spun A, Mihaela, dragostea mea, ia uite-l da, pe prostănacul. Asta uite vre... pe ăla care a pierdut mele. 2009. nu-i n-au nu stat să asculte, cu siguranță. Dar nici nu contează. Toată lumea ștampilează imediat și cu, cu, cu toții venim foarte repede. Deci foarte mult efort să stai să te uiți să analizezi o situație. Și cei mai mult nu suntem disponibili să o facem Corect. asta. Corect. Și atunci servim ce ne-a rămas în minte despre exact. omul ăla. Și eu exact asta zic, nu e din cărți, din faptul că genul ăla de comentarii, sunt cel mai, e frâna de mână a țării este. Uh -huh. Că poate să nu-ți placă Mircea Joană atâta timp cât poți să respecti că a făcut și ceva bun totuși. Da, de la a construi nu, institutul nu, nu, nu aia asfalt, -a? pentru el. Eu vorbesc pur și simplu, cum zic? Da, nu, el, nu, nu mi-asum invitații mei, nu, nu mi-l asum <laughs> <laughs> glumesc. Dar invitații pe care aduci oamenii care stai de vorbă, băi, să vedem, putem avea o conversație onestă? Aia e putem să facem chestia asta împreună și asta le spun cel mai mulți colaboratori care vin la noi, care mulți, mai ales ăștia foarte tineri, vin cu entuziasmul de care ziceai, mm -hmm. mamă o să mutăm munții și o să facem chestia asta. Eu nu vreau să câștig niciun ban, vreau doar mm -hmm. experiență aici. Ok, hai să vedem ce putem face cu adevărat împreună. Nu, 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 și stai un pic, liniștește-te și spune ce-ți dorești cu adevărat și ce poți și cât îți poți asuma din chestia Pentru că cei mai mulți dintre noi nu și momentul ăla de emoție inițială. Și acolo ce cred că e periculos în momentul ăla de asumare inițial, dacă nu e făcută cu luciditate, e că dacă eu te respect, îmi doresc să fac parte din echipa Cavaleria, îmi doresc să lucrez cu George Bugniș, s-ar putea să zic da la orice, numai ca să fiu exact. acolo, pentru că eu am învățat că trebuie să fac pe plac în timp. Asta e o chestie care tot din copilărie ni se trage, în care okay. dacă o figură de autoritate era nemulțumită de noi, trăia în durere. Uhum. Și atunci, dacă tu mă întrebi ce vrei să-ți asumi, ce vrei tu? Ce poți să faci, Paul, ce vrei tu? Eu am nenumărați oameni în cursuri care zic eu am dificultăți cu a spune nu. Și sunt upper de manager, sunt câteodată tot manager uh. și zic, bă, mi-e greu să spun nu, emoțional mi-e greu, așa mai zic, trebuie să o fac câteodată. Da. Yep. Okay. Și concret, pragmatic la asta, e să te gândești că e mult mai dăunător pentru relație să spui da la ceva ce nu poți să faci sau unde strângi frustrări. Am mai vorbit noi și în afara episoadelor despre ce se întâmplă când oamenii și asumă chestii pe care după aia colectează frustrare în relație cu ele, decât să spui la început, bă, asta sigur pot să fac, sunt confortabil cu asta, asta mi-aș dori să pot, lasă-mă să mă gândesc, lasă-mă să văd o lună, două, trei, uh -huh. cum cum mie. Și iar e de reformatat mindset aici, nu-i din cărți, e fix din spațiul ăsta în care dacă ai o relație, dacă ți se pare că se erodează relația dacă îi spui nu cuiva, bă, nu pot mâine, pare rău, n-am cum, vreau să te ajut, dar nu pot. Te mă gândesc și la invitații TV. Mie, personal, mi e greu când primesc o invitație de la o televiziune, să vorbim despre ceva care e în zona noastră de interes și un mesaj pe care ne-am dorit să-l ducem în față. Am momente când mi-e, mie rău de supraîncărcare la momentul la care primez mesajul și e un conflict interior în mine. Păi dacă zic nu, dacă nu mă mai caută ăștia, dacă pierd ocazia să duc mesajul mai departe, dacă, dacă, dacă. Și acolo înțelept aia e, pe termen lung, e să pot să spui bă, îmi pare rău, cu tot dragul, dar nu pot mâine. Nu pot săptămâna asta, cu mare iubire, cu mare disponibilitate, dar de luni încolo. Ia uite-l, ia uite ce prețios e. Da, așa s-aude, da. Ce e Așa poate să fix înainte să intrăm în, în podcast, am zis un nu. Și la fiecare nu sunt foarte mândru de mine. Nu cred. Ba da. Și am, am zis un nu, unui om că n-aș fi vrut să-i zic nu. Uh -huh. Și am zis nu cu demnitate. Și am și explicat de ce. Însă, chiar cred că era un eveniment social săptămâna viitoare, și chiar cred că nu aveam nevoie de el. Adică, nici nu mă dezvoltam, nici, nici nu am vreo datorie să meargă acolo. Eu zic... Dar M-aș fi dus pentru că nu știu. Eu sunt la fel ca tine. Nu știu să spun nu. Și eu cred că tu ai fost la mult prea multe podcasturi în ultimul an. Dar te înțeleg. Da. Și eu i-am zis. Mi-ai zis de la începutul, da. Da, și băi, o dar simt, simt... direct. da, nu, și uite, fix, exact asta mi se pare că e genul de abordare de care e nevoie, să poți să-i spui unui om, băi, o cred că te supraexpui, fără să-mi fie teamă că se supără pe mine și, a, bun, și gelos, e nu știu ce, e super util să poți să porți conversații da. din astea, asta arată încredere și noi ne știm de până, până, până una Cred că se verifică, deci faptul că la început poate părea, a, de ce să am zice să apar mai rar ca să nu iau față sau ceva, dar după aceea poți să testezi. Uh -huh. Hai să ne apropiem de final. Și vedem care e lecția cea mai importantă pe care am învățat-o din încredere, colaborare și echipă fiecare dintre noi. Care ați vrea să lăsați oamenii? Dacă vrei să îi dai repede, mergi singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergi împreună. Ce frumos o zice? să terminăm așa. Hai mai pe concrete. Hai să fac un cartonaj. Hai mie și după aia... Lecția pe care am învățat-o din toți anii ăștia e că pentru... A merge, e adevărat ce spune, ce, ce spune Paul. Însă, cele mai multe uh, puncte, ca să zic așa, de încredere le-am marcat și le-am uh, le notat în legătură cu ceilalți în momente grele. Și momente grele înseamnă criză de imagine, lansări de astea în, Trebuie acum să lansăm uh -huh. ceva. Uh, pandemie. Uite, război. Nici n-am avut ani ușori sunt nicio formă, da. Da. Și cu toate astea, se vor face curând trei ani în ritmul ăsta uh -huh. de, bombardament, de psihologic. Bombardament psihologic. Plus că uh, podcastul am lansat exact în plin bombardament psihologic, mm -hmm. da? la finalul primului an de pandemie. Am avut un șoc în momentul în care a început războiul, chiar pusesem în ziua aia un episod cu spic. Adică mă, și am zis, bă, mă, am luat pe nepregătite, cum eu nu aveam un episod. de război. război. Și după da. aia am făcut doi pași mai în spate și am zis da, stai un pic, nu știa nici Biden că o să atace în dimineața aia da, putin. Știau. Mă rog. Știau, știau. Au și 90% și invitatul tău? Da. Și nu e treaba mea să fac Evident. asta. Evident. Tu, George? Uh, eu, o mulțumesc. Asta să. iar. Trebui. Nu, la mine e foarte simplu. Uh, dacă este so eu sunt să încerc să fiu iarăși trigger, da? Sunt trigger heavy Banda. la fazele astea. Și dacă este să so o luăm pe pragmatism, chiar poate un pic pe zgârcenie dacă vrei. Multă vreme am crezut că dacă fac singur, nu tre trebuie să împart mai puțin cu ceilalți și atunci rămânem uh -huh, mie mai mult. Uh -huh. Și de-aia m-am prăjit prima prima dată. Mai mulți bani. Mai mulți bani pentru că nu, că mai mult nu ți rămâne neapărat. Nu, re nu reușeam să produc suficient cât să pot să -mi reinvestesc în ceea ce, ce avem nevoie și m-am gândit eu, dacă muncesc mai mult și o fac mai puțin oameni, o să apuc să strâng mai repede ce trebuie ca să fac locul ăla care îmi trebuie. Când de fapt eu când am făcut cu echipa, am reușit să fac asta mai repede. Deci exact ce ai zis tu dar eu ce o învăț de hardware. Eu empatizez complet cu tine. Mi-aduc aminte când lucram cu Dragoș Bucurenci, fiecare dintre noi având o firmă de training, el avea trei sau patru angajați și eu făceam tot ce făceau oamenii aia singur și eram în același spațiu mental. Ziceam, păi uite, cifra noastră de afaceri e similară, dar eu fac singur, el face cu încă trei, patru oameni. Știu, și după mi-am dat seama, așa îmi zice, nu, nu, nu eram foarte mândru de asta, eram liniștit. Ziceam, bă, eu n-am cheltuiel el da. de nu știu câte mii de euro pe lună avea Dragoș atunci și mi-am dat seama cumva că, bă, pe termen scurt, iară merge, pe termen scurt pot să avansez repede, strâng mai mulți bani la finalul anului decât ar fi strâns el în configurația aia. De pe aia mi-am dat seama că asta nu e sustenabil. Iară vin pe ideea asta, ca eu să pot da. să fac asta încă 10 ani, încă 20 de ani, să am energie, creativitate, să mă reinventez, să am o familie, să am un copil, nu pot singur. E un motiv pentru care avem o uh, pandemie acum de creatori care se duc în burnout. Marea lor majoritate sunt niște prăbușiri de asta de imagine fantastică, așa că ai văzut cazul David Dobrik, care este într-un meltdown public acum și nu este singur, Sunt foarte mulți creatori care ajung să facă prostii, greșeli, știi, și dau, dau burnout. Pentru, pentru că toată lumea și imaginează că sunt eu mai eficient și fac mai mult. Și cred că e și fomo ăsta pe care, uite, eu încep să-l simt, eu de puțin timp în peisajul ăsta creat conținut. Am fost mult mai mult timp în training, în zona asta. Bă, dar simt, uite, fix cum ziceai, Mihai, cu război. Noi de ce nu facem ceva despre război? Bă, poate nu e ce ne propunem noi să facem. Da. Poate nu e, adică, cred că trebuie să ai luciditatea asta, să nu te ia flama emoțională ce se întâmplă, indiferent în ce industrie e, și să, să, ai, și să ai, momentele astea de discernământ, care cer timp, cer luna aia pe care ți-o iei tu, odată dată pe an de pauză, bă, hai să Stau un pic de vorbă da. cu mine îți văd pe unde mai sunt. Mai zic o idee de încheiere. Hai. E una, pe lângă asta cu vrei, dacă vrei să mergi repede mergi singur, dacă vrei departe mergi cu alții. E un citat pe care l-am văzut, uh, nici mai știu unde l-am văzut, dar mi-a rămas în minte. E așa pe feeling. Bă da. E super adevărat pentru România, frate. Și citatul zic în engleză că sună mai bine, zice așa: Be kind cause every fi everybody's fighting a fight. You know nothing about eu când am cunoscut cu adevărat oameni care nu îmi plăceau și la unele dintre iterațiile astea m-au ajutat și podcasturile voastre să văd oameni de care nu pot să spun că eram super apropiat sau unii chiar mi antipatici uh -huh. și când am urmărit mai în profunzime povestea de viață a omului Elia, bă, unii s-au neutralizat, de alții chiar a început să-mi fie drag. În ideea în care noi când ne uităm doar la ce apare în social media, în Instagram, în Facebook, în astea e foarte ușor să judeci cu competitivitatea noastră, cu standardele noastre de neatins, cu cinismul românesc. Eu zic atât, ai răbdare să cunoști oamenii un pic mai bine, că s-ar putea să poți să trăiești măcar un pic de empatie pentru de ce au făcut ce au făcut. Mm -hmm. Și cred că podcast care spun poveștile unor oameni, cum sunt toate cele de la masa asta într-o formă sau alta, poate să ajute mm -hmm. în sensul ăsta bă, nu judeca până nu ești un pic curios despre omul ăla, ca în investigații. Înainte să de trag concluzia, ai să sap un pic mai mult. Da, și cred că asta nu ne a strica uh, nici în colaborările pe care le avem în fiecare zi, echipele pe care le facem, joburile la care, la care mergem. Pentru că asta cu stresul, cu burnout e o problemă nu doar a creatorilor din ziua de astăzi, a foarte multor dintre, uh, dintre noi. Și Există o grămadă de... nu e o singură vină pentru asta. Și faptul că în ultimii ani uităm foarte mult la Netflix Netflix și stăm până dimineața târziu. Și nu dormim. Și nu dormim. Și pandemia și așa mai departe. Am văzut că Statele Unite au început să facă exercițiu ăsta în, în unele organizații, să strângă echipa și să facă exerciții de candoare. Mm -hmm. Știi? De ce ai avea nevoie de la mine? Când anume... Simțeai nevoia să fiu mai bun cu tine, să fiu mai cald, nu mai bun, mai cald uh -huh. cu tine, știi? să ne ascultăm unii pe ceilalți. Eu am văzut asta făcută în echipe la noi în țară, inclusiv feedback din ăsta dat de toată lumea către toată lumea. Eu aș pune o regulă, dacă cineva vrea să încerce chestia asta din practic, o zic, fără feedback la feedback. Adică dacă noi doi am face exercițiul ăsta și ne spunem unul altuia ce am simțit, ce nevoiam de la tine, ăla care primește feedback-ul să nu răspundă nimic. Poate să pună întrebări, poți să mai dai un exemplu de o situație în care ai trăit asta cu mine, în ce situații ți se pare că fac asta și așa mai departe, dar să nu ne justificăm, pentru că Da, mă, dar e... știi, A, ei, stai că n-ai înțeles ce am vrut să fac. Da. Deci eu n-am vrut să te jignesc, atunci, am vrut pic. să te ajung. Bine, e faimosul, da, Da. Unde, dar, anulează tot ce a spus omul dinainte și spui tu de fapt cum ești. Abia acum începe adevăratul podcast, așa că trebuie să ne luăm la revedere și continuăm discuția de după camere. Suntem recunoscători dacă v-ați uitat până aici, dacă ați văzut și primele două episoade, poate ați rămas cu ceva valoros. Și dacă ați rămas cu ceva valoros, cu siguranță merită să dați câte un like, share și subscribe, inclusiv creatorilor de aici, de la. De ce nu? De ce nu? Da, dar în primul rând lui George. <laughs> da, dar mai ales lui Paul. Și Paul vă mulțumește că am fost împreună în povestea asta, guys, și zic pentru toată lumea care să uită, dacă și voi credeți că treaba asta cu trebuie să poată să fie bine singur, e cea mai mare păcăleală pe care a trăit-o țară asta, dragilor, dați un share, un like, un subscribe și povestiți-ne despre propriile voastre experiențe cu colaborarea, încrederea sau lipsa lor. Așadar, n-a fost o păcăleală de 1 aprilie, este marea păcăleală de 1 aprilie pe care sperăm că am demascat-o. Și acum, ca să mai spun și pe a dreaptă, n-am suportat niciodată păcălele de 1 aprilie. <laughs> Nici noi. <laughs> de aia nu fac și nu primesc. Și cam atât pentru astăzi. Încă o dată le mulțumesc invitațiilor mei. Știți unde găsiți, aveți și linkuri în descriere. Dați cu like, share și subscribe. Au fost farsele lui Buhnici.